Uite, știm să scriem ecuația unei drepte care trece prin două puncte. Deci dacă am punctele A de coordonate 2 și 1 și B de coordonate minus 3 și 0, putem scrie ecuația dreptei și trece prin două puncte? Da. Cum? Radical. Era distanța de două puncte. Era distanța. A, să zic așa. Cum scrie ecuația dreptei ce trece prin cele două puncte? Luăm, nu știam ce, luăm un punct din cele două sau... Așa în panta și după îl aveam... Așa, și scriem pe urmă ecuația dreptei, îți dă un punct și o direcție. Da. Deci, dacă am ști panta, deci panta e egal cu cine? Dacă am ști panta, e indicea B, da? Dacă am știu. Am scrie ecuația drepte, luând unul din punctele acestea de bază, deci au de coordonate 2 și 1, și care este ecuația drepte când îți dă un punct și o direcție? Adică cunoști panta și punctul. Era ecuația ce? Y minus Y0 egal cu M pe unde X minus Y0. Ecuația drepte că îți dă un punct și o direcție, da? Și ar fi urmat Y minus Y0, cazul nostru 1, egal cu M, indicea B, pe lângă X minus 2, da? Dar panta cum o găsim? Vezi? Așa e problema. Așa e problema. Ne lovesc astfel de situații. O formulă era. Ce mă fac? Uite. Încercăm tot timpul să ieșim din încurcătură. Deci am un punct E. Un punct A. De coordonate X1, Y1. Și un punct B. De coordonate X2, Y2. Mi-ați făcut demonstrație, așa. Am făcut-o. Eu o fac de fiecare dată, dar mi-aș dori foarte repede să rămân și la voi ceva. Cei care muncesc foarte tare, stau cu ochii pe prof online, le au lecții de anul trecut, se pregătesc, sunt interesați, deci trebuie făcut asta. A, deci, ăsta este X1. Ăsta este X2. Iar asta de aici este, bucățica asta de aici este X2 minus X1. Asta de aici este tot X2 minus X1. X2 minus X1. Aici avem Y1. Asta este Y1. Asta la altul este Y2. Și bucățica asta care rămâne aici este Y2 minus Y1. Y2 minus Y1. Și iată. Avem. Ce avem? Segmentul ăsta, X2 minus X1. Deci acesta este X2 minus X1. Ăsta de aici este Y2 minus Y1. Și acum s-a format triunghiul A, B, hai să zic M. Și în triunghiul ăsta putem aplica tangenta. Tangenta unui unghi este cateta opusă supra cateta rotulată. Deci tangentă de alfa, tangentă de alfa, egal cu BM supra AM și egal cu BM este Y2 minus Y1, Y2 minus Y1, supra X2 minus X1. Și asta e panta. Deci tangenta unghiului este panta dreptei. Cât de mult inclinată dreapta.
Ei, la noi, fiindcă vorbim de panta, M indice AB va face Y-ului A minus Y-ului B supra X-ului A. Atenție, trebuie păstrat A, A. Supra X-ului A minus X-ului B. Da? Asta este panta determinată de cele două puncte. Sau zicem X-ului, Y-ului B, tot același. Ca și cum a scoate minus un factor la următor, la numitor, și vine Y-ului B minus Y-ului A supra X-ului B minus X-ului A. YB minus YA supra XB minus XA. În cazul nostru, ar fi ce? Ar fi, în cazul nostru, M indice AB. M indice AB. Ar fi. Ne uităm. 1 minus 0. Supra 2 plus 3. Și faci 1 pe 5. Încât ai fi continuat aici, egal mai departe cu 1 pe 5, pe lângă x minus 2. Și atunci ar fi fost echivalent cu y minus 1, hai să luăm încă dat, y minus 1 egal cu 1 pe 5, pe lângă x minus 2. Echivalent cu. Aduc la același numitor și vine 5y minus 5, 5y minus 5, egal cu x minus 2. Deci 5y minus 5 egal cu x minus 2. Adică echivalent cu a spune că 5y minus x egal cu 5 minus 2, 3. Sau invers, x minus x, mă duc și în stânga tot, x minus 5y plus 3, nu? Egal cu 0. Așa este ecuația dreptei AB. Deci ecuația dreptei AB. Ea mai putea fi obținută și prin formă de determinant. Deci AB, două puncte, determinant x, y, 1, xA, YA, 1, XB, YB, 1, egal cu 0. Deci ecuația dreptei se obține și așa, X, Y, 1. Ceea ce ar fi echivalent? X, Y, 1. X, Y, 1. 2, 1, 1. Minus 3, 0, 1. Egal 0, care înseamnă echivalent? Minus 3y. Deci vine x minus 3y. Plus 3 minus 2y. Plus 3 minus 2y. Cât? Plus 3 minus 2y. Minus 2y egal cu 0. X minus 5. Echivalent cu x minus 5y. Plus 3 egal cu 0. Uite cât de repede ajungem la ecuația dreptei sub formă de determinant. Da? A fost varianta în care am muncit, am aflat panta, nu știu ce, nu știu cum, dar forma foarte rapidă este asta. Dar dacă ți s-ar fi dat trei puncte, s-a răscăs cu liniare. Bun, l-am dat pe AB și zic C, de coordonate minus 1 și 5. Cercetați dacă AB, C sunt cu liniare. Cercetați dacă A, B, C sunt coliniare. Am fi scris ecuația dreptei AB. Deci luăm două din ele. Deci scriem ecuația dreptei AB. Și ai văzut care este. X minus 5Y plus 3 egal cu 0. Și a spune că sunt coliniare înseamnă că punctul C trebuie să afle pe dreapta. Deci, C-ul, ne întrebăm, oare aparține lui AB? Semn de întrebare. C
Și ca să fie pe AB, trebuie coordonate să verifice ecuația dreptei. CO ce coordonate are? Minus 1 și 5. Asta ar fi echivalent. Va spune că minus 1 minus 5 ori Y-ul, care e tot 5, plus 3, egal cu ar trebui să facă 0. Să vedem. Face minus 1 minus 25 plus 3, egal cu minus 26 și cu 3, minus 23. Care e diferit de asta? Deci nu sunt coordinare. Punctul nu e coordinare. Deci a vedea dacă un punct e pătrat înseamnă coordonatele se verifice. Adică în determinant ar trebui să înlocuim pe X-ul și Y-ul cu coordonatele cele, nu? Așa se face. Așa se face. Păi nu puteam să spun la început. Nu puteam să spun. De ce? Păi pentru că cu ce te alegeai? Andrei, cu ce te alegeai? Ca așa nu trecut. Trei puncte se pune aia, conform unui rezultat, știai la clasă dacă X A, X B, X 1, X C, X nu știu ce, 1 determinantul face 0. Acest lucru l-ai știut odată. Dar dacă n-ai muncit și n-ai înțeles de unde vine, n-aveai nici cum să faci aici. Asta e matematica. Și dacă mă amintesc bine, geometria analitică era punctul de slab. Că nu înțelesești niciodată și trigonometria. Sigur, niciodată n-ai înțeles cum anume urc formule. Eu viu astăzi, nu știam cu tot cu întrebarea asta. Dar fiindcă la matematică mi-am făcut un fir roșu, știu că mă descurc pornind de la. Am uitat o formulă, nu-i nimic. Mă descurc, găsesc de acolo. Nu știam coordonatele vârfului. Mă descurc. Transform, aranjez, demonstrez. Așadar, să zicem mai. ABC coliniare, dacă și numai dacă, determinantul XA, indice A, Y, indice A, 1, X, indice B, Y, indice B, 1, și X, indice C, Y, indice C, 1, egal cu 0. Este determinantul ăsta de aici, în care am locuit pe X, Y, pe X și Y cu coordonatele celuilalt punct. Deci echivalent, atunci ar fi fost egal mai departe. Eu i-am pus 1. Deci. A. Determinantul. 2A plus 1. A și 1. A și 1. Apoi, nu virgulă. Da. Este elementul următor. 2B plus 1. 2B plus 1. B și 1. 2C plus 1, C. 2C plus 1. C și 1, se facă 0. Dacă demonstrăm că face 0, indiferent de ce îmi propui să fac? Nu, Andrei. Iau și știu proprietăți. Mulțesc acolo, nu-mi place. Mulțim pe asta cu 2. Toate coloana asta cu 2. Cu minus 2 și o adunăm la prima. Deci coloana a doua cu minus 2 și adunăm la prima. Coloana, deci echivalent cu asta, coloana A, B, C, I de lucru rămâne așa. Da. Și acolo va da 1, 1, 1. Când minus 2A și cu 2A plus 1 face 1. Minus 2B plus 2B plus 1 face 1. Și minus 2C face tot 1. Cealaltă care ne-a fost, o copiem, 1, 1. Și într-un determinant în care am două linii sau două coloane egale, valoarea determinantului este 0. Deci aici valoarea determinantului egal cu 0. Terminat problema. Sigur că cei care aveau chestiunea asta în față, nu făceau decât atât. Scriau coliniare, dacă este egal cu 0, înlocuiau aici, făceau manevra asta, spune egal cu 0, din ce motiv am două coloane proporționale. Chiar egale. Aici chiar sunt egale. Și dacă vreți dezvolți, aici se face 0. Fără discuție. Da? Deci așa trebuie gândit. Încă o dată, nu știi cu ce te lovești, nu? Nu știi ce ți se întâmplă când te-ai deschis o culegere. Când ai un test, bine. Și tu trebuie să fii pregătit
să știi toate noțiunile acelea care le-ai făcut mai din urmă. Mai ai vreo chestiune sau de ceasul? Asta este 10. 10. Da? 10. Ne oprim aici pentru că ora e întârziată. Așadar, ce am făcut astăzi? Hai să vedem să facem vreo sinteză. Un prim test, ia fost acolo. Funcții. Și minimul și maxim. Da? Minimul și maxim funcții de gradul 2. Deci, minimul, minimul, maximul, funcții de gradul 2. Funcții, f de x, egal cu ax pătrat plus bx plus c. Asta a fost acolo. Intervalul de monotonie. Da. Unde crește, unde descrește. Intervalele de monotonie. Când avem un minim, când avem un maxim. Așa, apoi ce am făcut? A doua chestiune? A fost punctele coliniare. Asta aici, da? Da. Geometria analitică. Geometria analitică, da. Cum să zicem? Ecuația dreptă, când s-au pus o direcție, da. Ecuația dreptă prin două puncte. Da? Și coliniaritatea trei puncte. Deci doi, a doua chestiune. Ecuația dreptei. Când se dă un punct și o direcție, ecuația dreptei ce trece prin două puncte, dar aici am văzut în două variante, cu panta, panta dreptei și un punct dat și până se vor determina, da? Și o altă chestiune, colinearitatea a trei puncte. Cam astea au fost lucrurile care am atins. Sigur, dacă rezultatele se știu, lucrurile merg foarte simplu. Dacă nu, avem mult de lucru. Ne oprim aici. La revedere pe săptămâna care vine, după ce te știu eu, de mâine încolo, tot mâine. Așadar, ne oprim.